poți să fii mai bun dacă îl cunoști pe Dumnezeu. Atunci când un om se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos, atunci toate lucrurile se schimbă, iar Dumnezeu s-a revelat oamenilor prin Hristos și prin Biblie. Muzeul Bibliei, o inițiativă a pastorului Ionel Tuțac, președintele Comunității Baptiste de Timișoara și pastor al Bisericii Harul din Lugoj, o inițiativă care a avut succes în primăvară și care urmează acum cu a doua ediție în perioada 17-27 septembrie. Spuneți-ne despre prima ediție. A fost un succes în primăvară. Da, prima ediție a Muzeului Bibliei cred că a fost un mare succes, pentru că pe parcursul a 3 săptămâni peste 7.000 de oameni au venit să vadă diferite exponate ale Sfintelor Scripturi, să participe la anumite dezbateri, iar cei de la Centrul Multifuncțional Bastion au declarat că a fost expoziția cu cel mai mare succes pe care ei au avut-o pe parcursul ultimilor ani. A fost un eveniment care a atras atenția mass mediei, a fost un eveniment care a adus împreună teologi, oameni din domeniul muzical, din domeniul istoriei, a adus foarte mulți copii, profesori de religie, toți aceștia au venit să vadă exponatele respective și au rămas impresionați de multitudinea de Biblii pe care le-am avut pe privilegiul acesta. Dacă ne spuneți o reacție interesantă a unuia dintre vizitatorii din primăvară, dacă aveți o reacție ceva special. Există multe impresii deosebite, dar o parte din ele le puteți găsi pe site-ul Comunității Baptiste Timișoara, pe pagina de Facebook, dar vreau să dau doar câteva dintre ele. Au fost câțiva tineri care au spus că și-au dorit tare mult dacă în viitor se va organiza un muzeu al Bibliei permanent să lucreze într-un astfel de loc. Au fost oameni care au declarat că niciodată n-au citit Biblia înainte de a vizita această expoziție și au fost apoi motivați să facă lucrul acesta. Impresiile au fost deosebit de bune și ele pot fi găsite, așa cum a spus, pe pagina de Facebook sau pe site-ul comunității. Spuneți-ne despre ediția din perioada 17-27 septembrie 2019, ediția a doua pe anul acesta. Da, poate mulți ascultători s-au pus întrebarea de ce este nevoie de o nouă ediție. Unul din motive este impactul deosebit pe care l-a avut prima ediție. Al doilea motiv este faptul că pe parcursul ultimelor luni Dumnezeu a îngăduit ca eu să intru în posesia altor exemplare speciale ale Sfintelor Scripturi. Printre altele am un manuscris al Bibliei din anul 1250, am pagini ale Bibliei din anul 1500, apoi am o pagină din prima ediție a Bibliei King James. Între timp am reușit să intru în posesia unui evangheliar, spun eu, unic în România. Există doar două exemplare, unul în România care este în biblioteca mea, iar celălalt este într-o bibliotecă din Bălți. Un evangheliar din anul 1761-1762, apărut sub autoritatea domnitorului Gavril Kalimachi. Apoi, tot în expoziția care va fi acum la Timișoara, oamenii o să aibă ocazia să vadă cea mai mică Biblie Gutenberg, de asemenea un breloc Biblie care a aparținut evanghelistului Billy Graham și multe alte exemplare ale Bibliei din secolul al XIX-lea. Pentru această ediție, pentru ascultătorii care nu știu, este un muzeu al Bibliei, nu este permanent. Din această cauză vorbim despre prima ediție și cea de-a doua ediție. Puține date tehnice, vă rog, despre cum se desfășoară Muzeul Bibliei la Timișoara. O inițiativă de altfel unică în România și cred că și în această parte a Europei. Vreau să spun că Dumnezeu mi-a dat ocazia să fiu la Budapesta și am vizitat Muzeul Bibliei de la Budapesta. Eu l-aș numi mai degrabă Muzeul Istoriei Bibliei decât Muzeul Bibliei, pentru că are foarte puține exponate ale Sfintelor Scripturi. Este destul de sărăcăcios în comparație cu ceea ce noi avem la Timișoara. Ceea ce vreau să spun este faptul că, într-adevăr, este o inițiativă unică în România și în partea de est a Europei,
La ora actuală există doar trei alte muzee ale Bibliei, pe lângă cel de la Budapesta. Unul este în Anglia, celălalt este la Amsterdam, iar al treilea este în Germania. În perioada 17-27 septembrie vor fi mai multe acțiuni. Deschiderea oficială 17 septembrie, când alături de mine vor fi reprezentanții ai autorităților publice locale, reprezentanții ai cultelor, reprezentanții ai mass media, iar din 18 până în 27, în fiecare zi, muzeul poate fi vizitat între orele 9 și 17. De asemenea, ceea ce avem în plus față de ediția anterioară este faptul că vom avea și o bandă de desene inspirate din Sfânta Scriptură cu tematică biblică, o bandă realizată de Radu Clețiu și tot el ne va aduce și câteva dintre tablourile inspirate din Sfânta Scriptură pe care el le-a pictat pe parcursul anilor. Nădăjduim tare mult să avem la Muzeul Bibliei în perioada următoare un sul al cărții Isaia. Este un sul de 6,5 metri și de asemenea vom avea și câteva dezbateri pe tema Sfintelor Scripturi. Dezbaterile vor fi pe parcursul seriilor respective. Nădăjduim că va fi o expoziție din nou interesantă și care va atrage atenția multor oameni. De fapt, celul nostru, așa cum am declarat, este acela de a putea realiza un muzeu permanent al Bibliei la Timișoara, reușind în felul acesta să punem Timișoara pe harta lumii în ceea ce privește muzeele biblice. Pentru aceasta însă este nevoie de rugăciune, este nevoie de un spațiu permanent. Am deja promisiuni în sensul acesta că vom găsi un spațiu permanent în Timișoara, este nevoie de resurse, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, la momentul hotărât de el, se va întâmpla și lucrul acesta. La final nu pot să vă întreb, locul Bibliei este la muzeu? Locul Bibliei nu este la muzeu. Locul Bibliei este în casele noastre, dar mai ales în inima noastră. Așa cum am afirmat și data trecută, facem acest muzeu al Bibliei ca oamenii să înțeleagă că Biblia nu trebuie să fie o piesă de muzeu. O zi în care n-am citit Sfânta Scriptură este o zi pierdută. De aceea vreau să îndemn pe ascultătorii postului de radio să citească Scriptura în fiecare zi și nu doar să o citească, ci să o studieze, să o memoreze, să o trăiască și să încerce să o împărtășească și altora. Folosesc prilejul acesta pentru a mulțumi celor care m-au ajutat la ediția anterioară a muzeului și de asemenea de a le mulțumi partenerilor care sunt alături de mine la ediția care urmează, și anume Consiliul Județean Timiș, Centrul Multifuncțional Bastion, Mitropolia Banatului, Comunitatea Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara și, bineînțeles, postul de radio Vocea Evangheliei. Și ultima întrebare, pentru dumneavoastră personal, ce a însemnat Biblia? În mod personal și profund, cum puteți spune? Vreau să vă spun că eu am citit Biblia prima dată când eram în clasa a treia sau a patra. Am participat la un meci de fotbal și mi-am luxat piciorul și tatăl meu mi-a spus: e cel mai bun moment ca să poți să citești toată Scriptura. Și atunci am citit-o pentru prima dată, în vreo 3 săptămâni am terminat-o. De atunci o citesc în fiecare an. Biblia. Ați avut determinarea să stați în clasa a treia, a patra să citiți Biblia? Da. Biblia este pentru mine cea mai importantă hrană sufletească, este un adevărat ghid, este modul în care Dumnezeu îmi vorbește personal, este o carte de cultură deosebită. De fapt, educația oricărui om ar fi incompletă fără citirea și studierea Sfintelor Scripturi. Dumnezeu să binecuvinteze și această inițiativă și să fie de folos. M-am bucurat când ați spus că unii dintre vizitatori au spus n-au citit niciodată Biblia, dar intenționează după ce au văzut Muzeul Bibliei. Este un mare câștig. Pe lângă alte câștiguri. Mulțumim frumos! Dumnezeu să vă binecuvânteze și succes în continuare!
mulțumesc tare mult și aștept pe ascultători să vină să viziteze Muzeul Bibliei din 17 până în 27 septembrie la Bastionul Maria Terezia din Timișoara. Intrarea este gratuită. Așadar, stimați ascultători, sunteți așteptați la Muzeul Bibliei din Timișoara. Am avut legătura telefonică cu pastorul Ionel Tuțac, președintele Comunității Bisericilor Baptiste de Timișoara și pastor al Bisericii Baptiste Harul din Lugoj, cel care a avut această idee și care a inițiat această serie de evenimente, Muzeul Bibliei, și în primăvară și acum în toamnă la Timișoara. Nu ratați această expoziție!